Bună ziua, dragii mei! Sunt arătat cu o nouă etalare la alegere despre viitorul relației în care sunteți. Cred că a trecut mai mult de o lună de când am făcut genul acesta de etalare. Viitorul, dragii mei, se schimbă continuu și eu vorbesc despre un viitor pe termen scurt și mediu, aproximativ, pentru că dacă nu știți, aveți puterea de a alege și de a vă schimba viitorul. În plus, mai este puterea divină, este voința divină care întotdeauna poate să schimbă, să schimbe mersul, eu știu, unei, sau cursul unei situații. Așadar, dacă voi vreți să vă fixați pe o idee și să rămâneți programați, este alegerea voastră. Ceea ce prezentăm este un potențial, vă place, nu vă place, aveți puterea, aveți acest liber arbitru, da? Dacă vreți. Și nu uitați că mai există puterea divină. Așadar, viitorul pe termen scurt și mediu, între voi. Aveți trei seturi de cărți, ca de obicei, trei. O să, da? Am pus ca să vedeți, scuze, ca să vedeți și cum arată cărțile, în principiu și setul de cărți. Da, vedeți. Vă puneți pauză, vă alegeți, eu îmi pun cărțile deoparte. Am lumânare, să știți, doar că nu intră în cadru. Să nu credeți că stau fără lumânare sau fără bețișoare. Aromate, ia uitați. Bine, ia. Asta chiar... Ah. Da, în fine. Deci cei care ați ales aceste de cărți, dragii mei, viitorul este un mister. Întâmplător sau neîntâmplător, poate nu v-ați dat seama, dar pe partea aceasta este Marea Preoteasă. Pe cealaltă parte este magicianul. Asta zic. Ah, ce frumos mesaj. Probabil că sunteți, nu probabil, cu siguranță, amândoi aveți un potențial imens de manifestare, însă energia feminină este în avans. Așa se întâmplă. Marea Preoteasă este în avans față de magician. În plus, viitorul este o surpriză. Este un mister. Marea Preoteasă nu se știe. Pentru că aveți ceva de învățat. Ori unul dintre voi, energia masculină, probabil trebuie să învețe să manifeste. Și pentru asta trebuie să-și descopere resursele, toate resursele. Și sunt cinci, nu sunt patru. Al cincilea reprezintă eterul, legătura cu divinitatea, spiritualitatea, într-o formă. Altfel, dacă nu ai spiritualitate, rămâi doar un iluzionist. Nu mai ești manifestor, ești doar un iluzionist. Pentru unii dintre voi, în timp ce am amestecat viitorul acestei relații, relația aceasta se schimbă. Eu văd aici, în aceste de cărți, în acest decor, roata norocului. Văd și soarele, văd și roata norocului. Interesant, central, mai citesc și eu în plus, da? Că vă mai place, nu? Vă place să citesc. Și în plus, sper. Central, aveți o mare, mare pasiune unul pentru celălalt. Este roșu, dar și dorința de stabilitate, care se manifestă în mod diferit. La unul, printr-o probabil posesivitate care trebuie transformată, da, am zis că unul este mai în avans, energia feminină, poate să fie și bărbat în energia sa feminină, dar în general, totuși, energia feminină e feminină, este receptivă, este deschisă la lucrurile nevăzute. Am vorbit de soare, am vorbit de roata norocului. Soare este, fericirea a fost într-o formă sau alta. Recunoscută sau necunoscută, căldură este, pasiune este, exuberanță este. Pasiune, iar am vorbit, cred că am spus de două, trei ori, nu mai știu de câte ori spun. Interesant, tablou pe care l-am în față mi-atrage atenția tot pe soare, în timp ce vorbesc. Unul radiază și altul ah, ce frumos, reflectă lumina celuilalt. Cu alte cuvinte, cel care trebuie să devină magicianul vieții sale are multe de învățat de la Marea Preoteasă. Roata norocului. Roata norocului este o schimbare de direcție. În ce direcție? E necunoscut, e frumos, pentru că atunci când mergi într-o călătorie, în principiu știi cam unde vrei să ajungi. Mai mult sau mai puțin. Mie îmi plac călătorile în care n-ai prea multe planuri de călătorie, pentru că lași Universul să-ți dezvăluie călătoria. Frumos. În timp ce am amestecat, ce a vrut să apară? Trei de spade, trei de spade. Deocamdată sunteți supărați, unul pe celălalt probabil, dezamăgiți. Am senzația că energia feminină este dezamăgită, vrea să-și ia zborul în direcția sa spirituală, în mod special. Sau într-o direcție care o crește, pentru că celălalt trebuie să învețe să iasă din
dorința de control, din iluzii și să manifeste altceva. La capătul set, opa, marea preoteasă, nu e marea preoteasă, împărăteasa lui de... și îndrăgostiți, am zis, am vorbit de pasiune, dar nu e doar pasiune. Este și o conexiune emoțională și spirituală foarte profundă. Am zis, energia feminină este mai... Asta e. Energia feminină este mai evoluată dintr-un punct de vedere. Însă lucrurile interesante se dezvoltă greu. Trebuie să aveți răbdare cu cavalerul de monede. Și energia masculină, pentru că, în general, cavalerii reprezintă energia masculină, dar reprezintă acțiunea și acțiunea este energie masculină. Energia masculină, până a deveni manifestorul și creatorul, ca și împărăteasa și marea preoteasă într-o formă sau alta, vieții sale, are ceva de învățat. Cavalerul de monede vine greu, e stabil, dar vine greu pentru că mai are niște lucruri de aranjat cu trecutul, mai are niște planuri de făcut pentru viitor, mai are ceva de studiat, e foarte precaut, la. Hai să vedem. Wow, cât am văzut deja. Mai amestec o dată, de două ori, numărul 1, de trei ori, viitorul acestei relații. Deocamdată 7 de cupe, confuzii și opțiuni. Din partea unuia, a celuilalt sau ambilor. Opțiunea, prima opțiune când ai multe, ar fi tu însuți. Hai să vedem. Voi, ce simțiți voi, ce simt ei despre voi, ce... Stai, înțeleg, că aici mă încurc un pic. Deci ce simțiți voi, ce simt ei? Ce simt ei despre voi, adică nu e starea interioară, este față de voi și ce simțiți voi față de ei. Ok. Trecut, prezent, viitor și ce reușiți să faceți în această perioadă. Deranjăm pe nenea Buddha? Nu e nenea, este maestrul. Pardon? Maestru. Unora dintre voi. Da. La capătul setului de cărți, 7 de spade, interesant. Am vorbit de iluzionist? Iaca, mi se susține. Mi se confirmă, ia uite. Lună, 3 de cupe, probabil a fost un triunghi amoros cu secrete, cu minciunele, cu fugă de acolo până acolo. În primul și în primul rând este frica de emoție. Dar apare un as de spade. Împăratul va trebui să descopere adevărul. Împăratul va trebui să învețe să manifeste dincolo de frica de emoție, dincolo de tradiții și de restricțiile și regulile pe care și le-a impus și pe care le-a impus, să zic, educația, familia în care s-a născut. Sentimentul de abandon există, cred că, din partea amândurora. Dorința de a comunica, probabil, manifestat într-un mod impulsiv. Dar, vedem. Unde sunteți voi? Unde sunt ei? Ce simțiți voi despre situație, nu despre... Op, pasiune, yes. Dar ar putea să fie dorința de nou. Pasiune sau dorința de nou? Așa. Și ei, 6 de cupe. Copilul interior din ei dorește eventual împăcare? Rămâne de văzut, hai să și clarificăm. Hai să clarificăm. Avem clarificator. 6 de cupe. Ar putea să fie o împăcare pentru că am văzut minciunele, am văzut 3 de spade, da? Și asta ține de liberul arbitru al fiecăruia. Hai să clarificăm. Interesant. Setul de cărți s-a oprit la întâmplător sau neîntâmplător, la diavol, la energii toxice, adicții, o dragoste intoxicantă, dragoste, marea preoteasă și regele de cupe. Nu contează zodia. Celălalt iubește, dar nu arată. Am văzut, am explicat cu împăratul, da? Iubește, dar nu arată. Așa a fost învățat, așa crede că e mai bine, așa crede că are controlul. Asta e. Clarifică masul de... Asul de bâte a fost clarificat cu 3 de bâte și 10 de bâte. Dar cine sunteți aici? V-ați săturat de această situație. Este apăsătoare. Este
dorința de a merge mai departe cu trei de cupe, de a vedea în viitor, am văzut 7 de cupe, da? De a vedea alte posibilități. Poate mergeți către o nouă pasiune, poate mergeți către un hobby care vă încarcă energetic, poate vreți să vă refaceți energia pentru că la 10 de cupe vă simțiți consumați energetic. Vă simțiți consumați energetic de situația în care sunteți, mai ales dacă e triunghi amoros. Și dacă n-ar fi triunghi amoros, ar fi o familie, un job al vostru, al lor, care se pune ca energie blocantă între voi, da, v-ați săturat de acest lucru și vreți să mergeți eventual mai departe. Simțiți că meritați altceva. Simțiți că vor veni oportunități. La capătul setului de cărți, regele de monede. Da. Am spus, pentru mine regele de monede o persoană căsătorită tradițională, am văzut și împăratul, și apare 9 de monede, o persoană independentă, care se bucură de viață, transmite bucurie, poate că pare idealistă, dar idealismul acestei persoane se materializează prin succese și prin creștere spirituală continuă. La capătul setului de cărți, energia masculină, cam fixă, cam încăpățânată, ar vrea eventual să vă studieze mai bine, să vă ofere ceva nou și cu 1-10, dar deocamdată probabil că aici e o problemuță. Dacă mai este o altă persoană angajată în relație cu acest personaj, ar putea să reprezinte dorința lor de a fi independent, să... Na, să vă reuniți, că am zis că sunt secrete, sunt, e un mister, totul depinde de voința voastră până la urmă, dar mai dăm o carte pe de da, vreți să vă vindecați, trei de spade aici, vreți să vă vindecați, vă simțiți răniți. Posibil interesant ce mai simt, există și atitudinea, dacă ați avut de-a face cu un personaj foarte rațional, extrem, extrem de rațional, nu zic musa e semn de aer, dar posibil semn de aer. Unul dintre voi e așa, gândește prea mult și face prea puțin, stă foarte mult la pat. Poate că acest personaj, unul dintre voi, nu știu exact, voi trebuie să vă recunoașteți. Dacă voi vă simțiți obosiți și poate nu din cauza acestui personaj la care vă gândiți, ci din cauza altui personaj acasă, la locul de muncă, și când zic acasă nu mă refer musai la, la soție, deși... sau soț, e posibil, casa diferă pentru unii dintre voi, poate să fie și o rudă, poate să fie și un părinte, un frate, o soră, în fine. E o problemă de oboseală, de pierdere de energie, de vindecare, de o decepție mai veche, de niște răni mai vechi. Și în primul rând de o tendință de a fi pasiv. A voastră voi trebuie să vă recunoașteți. Hai să vedem totuși. Da, unul este activ. Ia de soare, că am vorbit de soare, am vorbit de regina, de energia aceasta solară, regina de bâte, da? Repet. Dacă voi vă simțiți aici, de descurajați, nu. Descărcați energetic, pentru că aveți de-a face cu un personaj pasiv, pasiv-agresiv, știți? E o agresivitate în pasivitate. Când nu faci nimica, deja... provoci turnul, provoci explozii, provoci revolte când nu faci nimic. Nu e o chestiune prea înțeleaptă. E, repet, sabotantă, autosabotantă sau în fine. Cine e pasiv, deja pasivitatea lor este prea mult pentru celălalt. Dacă ați așteptat în această relație să se manifeste soarele, fericirea, bucuria dintre voi pe care ați simțit-o, acum vreți un nou proiect, vreți un personaj care e ca voi, vibrant, eventual. Haideți să mai vedem. 6 de cupe. Ups! 6 de cupe împărăteasa. Unde sunt ei? Vedem o carte. Da, ia uite, adevărul este că le aduceți fericire, 9 de cupe, că am vorbit de energia aceasta solară, le aduceți fericire. Simt, ambele reprezintă steluța și steaua și steluța, varianta mică. Atracția dintre voi este, nu este singurul numitor comun.
Mai sunt și altele. Acest personaj se simte vindecat, se simte inspirat, este atras. Și din alt punct de vedere, nu doar fizic, asta înțelege în această perioadă. Asta este adevărul la care ajunge. Dar stagnarea, amânarea ține da? De o familie. Familia lor, familia voastră. Și repet, familia, casa, poate să fie și jobul, dar eu simt că e familia, în mod special. În fine, clarificăm împărăteasa. Ca să vedem exact ce cu această împărăteasă clarificăm. Energia lor. Clarificăm împărăteasa. Da. Noi. Vedeți cărțile? N-am cum să dau camera mai în spate, că altfel pică. Da? Starea lor. Simt această conexiune emoțională. Simt că trebuie să aleagă. Îi pune să aleagă între sentimentul de abandon, pe care îl manifestă atât timp cât mai există o a treia situație sau persoană, sau, eu știu, interes într-o formă sau alta, financiar, job, eu știu ce-o fi, da? Aici un dezechilibru care produce tăceri, suferință, poate să fie o relație care scârție și o altă relație în care există creștere. Bănuiesc că e vorba de voi. Deci să vedem în continuu. Oh, ia uite și temperanța. Asta e, acum am văzut-o. Deci este... Temperanța, trebuie să aveți răbdare, am zis mai devreme, trebuie să aveți răbdare, ca unul dintre voi, acest personaj, trebuie să vindece niște traume emoționale din copilărie dintre el și mama sa, care se manifestă în continuare în toate relațiile cu femeile, dacă e bărbat. Nu special, poate să fie și femeie, dar... Deocamdată așa am fost ghidată să spun. E tăcere? E tăcere. Tăcere necesară ca să se înțeleagă situația. Ce simte față de voi? Ia uite, 8 de bâte. Și ce simțiți voi față de ei? 6 de bâte. Interesant. Opt de bâte înseamnă călătorie, comunicare, pasiune. E un sentiment de încredere că lucrurile vor merge bine și voi față de ei că vor manifesta o victorie. Hai să vedem exact. Clarificăm 8 de bâte. Ce simt ei față de voi? Posibil să simtă că voi vreți să plecați cu 3 de bâte și cu 8 de bâte, dar vreau mai întâi să clarific. Ia uite, da, sunteți dezamăgiți și vreți să plecați? Da, este o luptă. Din cauza acestor tradiții am văzut împăratul. Da, este o luptă. Poate că și distanță între voi. Ia uite, apare iar regele de monede și marele preot. Distanță. Iar ce mai simt? Că distanța și problemele familiare creează această luptă interioară. Mai dăm o carte. Cu 3 de spade și 8 de bâte. 3 de spade. Clarificăm 3 de spade. Ați văzut aici, da? 3 de spade și la 4. Clarificăm 3 de spade. Ce simt ei, cum vă văd acum? Ce? Uite. 6 de spade, da, voi vreți să mergeți într-o altă direcție. Eventual, aveți sentimentul că acest personaj este egoist? La capătul setului de cărți este dragoste, este pasiune, dar iar este distanță.
Și probabil distanța creează confuzii, că tot am vorbit de Marea Preoteasă de secrete. Și acest șapte de spade, această lună, da? Da, voi vreți ceva nou. În plus, dezamăgirea care s-a manifestat între voi vă determină să mergeți înspre noi victorii, înspre persoane care se implică și nu sunt pasive. Am văzut și șapte de monede atunci, da? Clarificăm energia, șase de bâțe pentru ei. Ce simțiți voi, nu față de situație și față de ei, eventual într-o anumită formă. Șase de spade, șase de bâte. Știți că e dragoste. Știți că e dragoste, dar știți că mai este și această atracție, aventura aceasta. Eventual, între casă și... Știți, intuiți. Regele de spade. Și asul de bâte. Am vorbit o persoană rațională? Parcă am vorbit, da? Acest personaj care se gândește foarte mult, eventual la această pasiune, acest sentiment de aventură, de mister, poate că e prima oară când îl simte. Nu știu de câte ori a simțit acest sentiment, dar e ceva în plus decât aventură. Este și conexiune emoțională, este și mister. Însă trebuie să aleagă între casă, la care ține într-o formă sau alta, și repet, când zic casă, înseamnă multe, da? Mai dăm o carte pe șase de spade. Ce simțiți voi? Față de ei. Șase de spade, șase de bâte, șase de spade. Clarificăm șase de spade, șase de bâte, șase de spade. Oh! Ar fi așa, pentru că... Dacă voi ați simți că ei sunt egoiști, posibil și ei să conștientizeze și într-un fel sau altul, așteptați ca să se schimbe, interesant, de la trei de spade să vină cu regele de cupe. Să exprime măcar un pic din emoțiile sale, să recunoască ce simte. Da. Hai să vedem trecutul acestei relații. Cinci de cupe. Prezentul. Marele preot. Căsătoria, restricțiile, dorința de a avea control. Că l-avem și pe împărat aici. Am văzut și regele de monede. Da? Da. Că ai grijă ce faci, că te va judeca Dumnezeu. Genul ăsta de judecată sau... Cineva care vrea să își impună regulile sale. Hai să vedem 5 de cupe în trecut. Deși când sunt lacrimi, sunt lacrimi. Ia uite, 9 de monede. Independența cuiva este prea mult pentru celălalt. 9 de monede. Ia uite. Un personaj este obișnuit în contracte. Justiția, marele preot, da? În contracte. Ar vrea să renască, ar vrea să vă împăcați. Dar e obișnuit în contracte și știe că trebuie. Aici este. Unul dintre voi nu vrea contracte, nu vrea să se lege la cap. Zero. Luna. Și celălalt îl dorește alături. Am spus. Și mai devreme... Uite și cavalerul de spade era aici. În trecut. S-ar fi riscat... Cineva a riscat ceva în afara contractelor, în afara căsătoriei, eventual, pentru unii dintre voi, dar, repet, poate să fie contract. Am riscat, dar... Um...
În loc să spună adevărul, a creat mai multe confuzii. În fine, am văzut 7 de cupe și 7 de spade. Deci, în primul și în primul rând, independența cuiva, dorința de creștere a cuiva, aduce lacrimi în acest context și iar apare 3 de cupe, eventual. Clarificăm, Marele Preot. Pentru numărul 1, în prezent, Marele Preot. Deși am zis, dar hai să mai aflăm câteva detalii. Marele Preot, 10 de spade. Am zis, e o căsătorie în care se suferă. Poate că e un sentiment de trădare în acea căsătorie, din ce motive, dar se suferă. Iar apare pasiunea și 7 de spade, o pasiune, clar. Dar, vorbit de magician, cine e? Are această tendință de a minți, de a se minți, chiar dacă are pasiune, chiar dacă are forță, aici trebuie să descopere. Forța de a crea. Nu trebuie să minți, da? Nu trebuie să minți. Nu, tu poți să creezi. Pentru că magicianul și regele de bâte au această forță creatoare. Trebuie să iasă din stagnare. Trebuie să vadă lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Aici este judecata. Trebuie să gândească bine la lac, interesant, 5 de cupe. La durerile pe care le-a simțit, le-a produs 3 de cupe, aventuri. Mai dăm o carte de 10 de spade. Da. Cavalerul de monede. Dorința de a-și reconstrui viața. Eventual de a fi independent, de a ieși din acea căsătorie sau, eu știu, tradiții, poate noi căsătorie, tradiții culturale, religioase, reguli într-o anumită religie, prea stricte, care nu se mai potrivesc cu aceste vremuri. Regulile acelea au fost date pentru o anumită categorie de oameni, care nu aveau conștiință, da? 9 și cu 10, în fine, hai să vedem. Valetul de bâte în viitor. Poate să fie o discuție, poate să fie... Ia, interesant, se oprise, așa, înainte să fac așa, de... Se oprise la 9 de spade și la Marele Preot, iar... Și 8 de bâte, care a apărut la voi. Ei știu că... Da. Puteți să mergeți înspre o altă direcție, înspre un alt personaj că vă ofere stabilitate, dacă ei nu vă oferă, din cauza stresului pe care l-au acasă, sau, eu știu, cu o persoană foarte religioasă, foarte strictă, plină de reguli. Am spus, valetul de bâte, hai să clarificăm în viitor. Valetul de bâte inițiază, este original, este creativ, poate că ar trebui implementată, că am zis că totul depinde de voința voastră, creativitatea într-o formă sau alta. Eu am spus mai... Unul dintre voi este mult mai avansat. În general, vorbesc despre o energie feminină, da? Împărăteasa care poate să creeze, poate să vindece. Cineva manifestă abundență și creștere spirituală. Și îl atrage pe celălalt. Am spus, celălalt trebuie să-și recunoască puterile, da? Am spus de la început? Nu, degeaba eu fi spus. Clarificăm valetul de bâte. Tot ce se întâmplă, se întâmplă pentru reconstrucția cerurilor. Valetul de bâte în viitor, clarificăm pentru numărul 1. Preoteasă, despre care am vorbit, 5 de spade și 8 de bâte. Sunt oameni care intuiesc, poate că ascultă etalări, poate că se duc la, eu știu, alți tarologi, tarotiști, astrologi, ghicitori, pe care nu-i consider tarologi. E o mare diferență pentru mine. Și probabil că știe că ceva se întâmplă. Și 5 de spade reprezintă energia celeilalte persoane, care o fi aceea, voi știți, oricine poate fi, care e extrem de invidioasă. Și aici trebuie să transformați ceva.
Vedeți, interesant, 8 și cu 1 aduce 9. Dacă unul dintre voi este independent, este în abundență, cum zisei mai devreme, și celălalt trebuie să devină, trebuie să lase în urmă conflictele. Și în loc de a manifesta secrete, să manifeste creștere spirituală, este o mare diferență. Este o mare diferență de împărăteasa și temperanța, creștere spirituală. Are foarte multe de alchimizat înăuntru său, inclusiv la nivel fizic, pentru că sunt monede, corporal să spun. Schimbare de dietă, de stil de viață, căutarea unor hobby-uri, da? Nu doar de făcut bani la modul automat, pentru că 8 e transformare, ci un foc interior. Însă trebuie să-și descopere potențialul creator și să creeze mai multe lucruri ca să ajungă la 9, da? Cavalerul de monede și 8 de... Poate că sunt invidii la locul de muncă, despre care nu știți unul dintre voi, posibil și asta, dar nu e vorba doar de locul de muncă, am vorbit și de familie. Deși, marele preot uneori pentru mine poate să reprezinte și o companie foarte puternică, însă, valetul de pute, dacă se vorbește deschis despre asta și în așa fel încât să se găsească soluții creative pentru a transforma această energie și această situație, probabil că lucrurile astea, transformare. Posibil va trebui, da, unul, da, cel care a mințit, ia uitați-vă cum s-au așezat cărțile, cel care a mințit și a adus lacrimi, trebuie să ajungă la adevărul acesta, că, domnule, vreau să mă împac, am văzut 6 de cupe, vrea să se împace. Și temperanța, interesant, ambele reprezintă împăcare. Trebuie să exprim, am văzut 6 de spade și regele de cupe, trebuie să exprim ce simt. Și niște scuze. Cât timp nu se exprimă în scuzele, nu se poate manifesta transformarea. Am zis, e o transformare foarte profundă, pentru că cine nu are obiceiul să ceară scuze va fi dureros, va fi foarte greu pentru cei care n-au acest obicei. Hai să vedem în prezent ce realizați. Steaua, vindecare. Veți ajunge mai greu, pentru că steaua este o distanță mare. Și nu vorbesc musai de distanță fizică, ci distanță energetică. Diferență între voi, destul de mare. Dar ideea este că avem un împărat aici, a apărut împărata sa. Spuse-i de la început. Nu sunt olteancă, dacă zic așa, să ziți. Mă mai distrez și eu. Trebuie foarte multe lucruri vindecate în această relație. Chestiuni care țin de copilul interior, de relația mamă, copil. Poate acest personaj are o soție cu niște copii, dar de care trebuie să se vindece într-o formă sau alta. Sau femeia aceea trebuie să vindece niște, traume, atitudini. Sunt multe, voi trebuie să le recunoașteți, chiar să vi le dau pe toate pe tavă, nu știu dacă e normal. Mă uit la tabloul din față și mi-apare acum, mi-atrage atenția 47. Ce înseamnă 47 pentru unii dintre voi? Nu știu. 4 e împăratul, 7 faetonul. Împăratul trebuie să ia decizia cea mai corectă pentru a merge către stea. Interesant că vorbim, da, faetonul merge către stea și a apărut steaua. Și faetonul ce are? Are niște roți. Am vorbit de roata norocului, de schimbare de energie. Cel care este încăpățânat trebuie să schimbe această abordare și asta o face prin vindecare, prin lucru cu persoana sa. Am spus, inclusiv, dau un exemplu, lucru cu persoana, cu fizicul, un post, da? Un post. Și acel regim alimentar cu un anumit scop spiritual va aduce niște transformări. Iar, pentru că valetul de bute înseamnă și proiecte, să-și descopere niște hobby-uri. Pentru că în momentul în care lucrezi la niște hobby-uri, ajungi înspre 9 de monede, la un grad de... reușești să manifesti o versiune mai bună a ta, pentru că te vezi din mai multe perspective. Vezi că poți și cu tare, și cu tare, și cu tare.
Și asta ajută foarte mult eliberarea, pentru că 8 înseamnă transformare, eliberare de o atitudine egoistă, conflictuală, jocuri mentale, da? Tăceri doar ca să aibă succes, da? Voi știți, da? Deja am vorbit foarte mult la numărul 1. Hai să vedem steaua. Steaua înseamnă vindecare. Vă vindeca și unul și celălalt. Unul reușește mai repede. Regina, împărăteasa cu temperanța, se va vindeca mult mai ușor pentru că are experiență. Celălalt are ceva de lucru. Clarificăm steaua. Da, ia uite, lacrimi, decepții. E a doua oră când apare, ba, chiar cred că am mai văzut-o. Ia uite, și iar moartea. Da, dacă unul e supărat, e pasiv, e defensiv, trebuie să învețe să se implice emoțional, să exprime parte din emoțiile sale. Altfel, creează conflicte și celălalt va pleca mai devreme sau mai târziu. Hai. Da, e steaua. Steaua peste 5 de cupe. Ce poate fi mai frumos? Zodii, n-are rost să mai dau, dar, în fine, le avem pe toate. Avem și semne de foc. Avem și semne de foc, da? Berbec, leu, săgetător. Avem și semne de pământ. Fecioară. Taur am văzut mai devreme. Care mai era? Capricorn? Parcă. În fine, da, posibil să fie și Capricorn. Vărsător. Gemeni. Balanță văzui mai devreme. Zodia peștilor. Scorpion. Rac ca și... Rac parcă n-am văzut, deși ar putea să fie. Ar putea să fie. Cam asta e. Sper că v-a plăcut, da? Și v-a fost de folos. Hai să-mi strâng eu acum clarificatorii ca să pot să-i folosesc și la celălalt număr. Vă rog frumos, alegeți-vă mesajele, gândiți ce se potrivește, pentru că sunt etalări colective și nu pot să vă dau chiar toate variantele, dragii mei. E absolut imposibil și trebuie să vă ascultați și voi intuiția. Nu să le luați mură în gură. Nu-i normal. Cam atât. Pa, pa, mai bine. Numărul 2, cei care ați ales aceste de cărți. Magicianul. Magicianul înseamnă manifestor, nu înseamnă iluzionismul săi. Dar, unul probabil dintre voi manifestă ceva. Ah, interesant ce mai vine mesaj. Unul dintre voi atrage publicul prin energia sa. Magicianul. Depinde ce manifestă iluzionistul din ei sau creatorul. O să vedem. Dar puteți manifesta foarte multe deocamdată. A capătul se... Uite, că au venit niște mesaje. Ăsta era. În timp ce am amestecat, a venit cavalerul de monede și asul de bâte. Asul de bâte, magicianul, ambele vorbesc despre creație, despre un nou început, unul și unul într-o formă sau alta, după o lungă perioadă de studiu, de așteptări, de evoluție, să zic, spirituală, vreau să zic financiară, dar o fi și spirituală. Cavalerul de monede vine foarte greu ca să ofere ce? Un proiect, pasiune. Vedem. Celălalt, interesant, justiția și 4 de monede. Celălalt ține foarte mult la ce? Unul dintre voi ține foarte mult la un contract. La un contract. Cavalerul de spade și totuși ar...
Cavalerul de spade a descoperit. Are foarte multe emoții. Ar vrea să meargă către regina sa de cupe, adică o persoană blândă, tandră, plăcută. Ar vrea să meargă chiar acum. Dar am senzația că este reținut și cu voința sa într-un contract. Contractul înseamnă foarte multe. Poate să fie la locul de muncă, poate să fie apropo de... Da, că tot am vorbit de cineva care creează, atrage publicul, nu? Ai semnat un contract că trebuie să faci nu știu câte opere de artă, nu știu câte cărți, nu știu câte cântecele, nu știu câte... Nu știu ce. Că vorbeam de iluzionist, de varianta bună a iluzionistului. Așa sunt ghidată să spun. Dar apare suferință din această, din cauza acestor spade, da? Distanță foarte mare. Lucrurile se dezvoltă greu, dar interesant cum apare și împărăteasa și asul de spade și asul de bâte. Se va manifesta și victorie și creșterea abundență și atracția dintre voi se vor manifesta încet, încet, dacă vreți. Hai să mai amestec încă o dată. Numărul 2 odată. De 2. Viitorul relației dintre voi. Deocamdată există detașare. Intuiția a unuia dintre voi vă îndeamnă să plecați, să vă detașați pentru că e prea multă suferință sau... Da. Așteptarea aceasta aduce multă suferință. Unul dintre voi vrea să crească spiritual, să meargă către nouă de cupe, către creștere spirituală. Interesant. Au apărut trei de spade și văzusem și turnul. Probabil că este parare, echilibru, temperanță. Văzusem și turnul. Care înseamnă evenimente neașteptate. Așa, aici fac altfel. Deci, aici sunteți voi, ce simțiți voi, ce simțiți voi față de ei, nu doar față de voi și situație, ci față de ei, ce simt ei față de voi și ce simt ei, așa, în general și față de situație. Trecutul, prezentul și viitorul și ce reușiți să faceți totuși în această perioadă. Suferință și la voi și suferință, conflicte și totuși asul de cupe cineva, da, vreți să, acest nou capitol care o fi, unul este mai, nu, interesant, unul independent, unul este foarte concentrat pe banii săi, poate că o fi și acesta independent, dar este concentrat pe creșterea sa, nu doar financiară, am senzația că e și profesională. Vrea să aibă succes. Probabil că unul dintre voi are succes la locul de muncă, într-o formă sau alta. Celălalt e ok, are, dar nu e atât de ancorat în lumea asta materială. Nouă de monede mi se pare o persoană de succes, dar concentrată pe creșterea spirituală, pe legătura cu spiritele înalte. De ce amândoi sunteți ambițioși, cu alte cuvinte? Poate energia masculină, să zicem, este mai bine din punct de vedere financiar. Dacă are și succes cu publicul sau la locul de muncă, da, are bani. Mai mult decât ea, să zicem. Probabil că e distanță între voi care se vrea depășită. Se vrea manifestarea iubirii dintre voi. Dar sunt multe conflicte. Concurența la locul de muncă, invidioși, aș spune. Poate și gelozia cuiva. În mod special a cuiva aduce această trei de spade, dezamăgire, suferință. Voi, patru de bâte, ei, împărăteasa, interesant. Cărți bune. Voi vă simțiți stabil acolo unde sunteți. Un sentiment de stabilitate și de voie bună. Că e casa, eu știu, familiei sau casa voastră, poate v-ați luat casă, poate v-ați închiriat, nu contează. E un sentiment de ce bine mă simt acasă. Celălalt crește în continuare. Se simte frumos, frumoasă,
Puternică, manifestă abundență. Într-un fel, amândoi, am spus, sunteți independenți și manifestați abundență și aici. Sporul, dar în diferite maniere. Încă nu am deschis celelalte cărți, dar simt nevoia să spun că posibil amândoi conștientizați că sunteți flăcări gemene și persoana de aici este femeia divină sau că voi sunteți femeia lor divină. Rămâne de văzut. Aha. Regele de bâte, ce simțiți voi față de ei? Nu, ce simt ei față de voi și ce simțiți voi față de ei? Voi vreți o relație stabilă cu ei, eventual. Ei simt pasiune, simt atracție. Dar hai să clarificăm. Aici la voi, nu știu de ce am simțit nevoia să deschid cărțile mai repede. Posibil că într-un fel sau altul sunteți deschiși unul față de celălalt, măcar la nivel energetic. Hai să vedem. Patru de bâte. Voi în această situație, pentru că lucrurile se complică atunci când clarificăm. Spate. Clarificăm. Patru de bâte pentru numărul 2. Uf. Asta tot vrea să apară. Valetul de monede. Vă simțiți bine și eventual vă concentrați pe un nou proiect, vreți să studiați ceva nou și față de situație așteptați ca energia masculină să vină cu un gest, să demonstreze, să arate ceva. Știți că e distanță între voi? Da, interesant, 9 de monede. Știți că sunt conflicte. E un sentiment de speranță că se va manifesta ceva. Mai dăm o carte pe valetul de monede. Valetul și cavalerul de monede despre care am vorbit încă de la început. Poate că aveți două personaje în viața voastră pentru unii dintre voi. Pentru că două monede reprezintă doi de monede. Trebuie să alegeți între un personaj mai tânăr și altul un pic mai matur decât celălalt. Posibil. Acum. Pentru că voi vă simțiți stabili, un sentiment de stabilitate, așteptați ca acest personaj să ofere, să exprime, că valetul exprimă, să exprime ceva. Dorința de a studia, de a se implica și nu doar să exprime, să și acționeze. Dar stabil, să manifeste stabilitate. Atracție este, multe emoții sunt, iaute. Aveți multe emoții față de ei și ei față de voi. Dorința interesantă de a manifesta o familie. Acum ce să zic, poate că pentru unii, unele este această dorință de a avea o relație, da? Să vă căsătoriți. Pe mine nu mă atrage acest ideal, dar stai, trebuie să spun și azi acest mesaj. Ei unde sunt? Împărăteasa. Clarificăm împărăteasa. Au grijă de ei, se îmbracă frumos. Am văzut temperanța, am văzut soarele. Se curăță, se aranjează, încearcă să strălucească. Clarificăm împărăteasa pentru numărul 2. Starea lor. Se uită în oglindă, sunt conștienți ce energie creatoare au. Mai, deci nu știu, oameni, cine aici cântă? Eu aici văd un microfon. Ha-ha. Care o fi aici? Cântă? Sau evident că poate să fie și invers, dar... Și a venit iată, regina de cupe, justiția și diavolul. E o relație toxică, e un contract
toxic, în care unul se simte dependent și totuși ar vrea să exprime dragoste. Adică poate să fie... Oh! Diavolul. Ce simt? E o obsesie față de femeia divină. Este o obsesie față de... Puteți să fiți și voi. Ei se simt ok, dar dacă voi vă simțiți stabili, mai nu știu cum să explic. Este atracție foarte puternică. Misterioasă. Posibil în secret își doresc să fiți mai mare grijă. Dacă vreți să acceptați, dar mare grijă, acest personaj s-ar putea să vă dorească un copil. Să-și dorească un copil cu voi, clarificăm diavolul. Bărbați, femei, ciorpii. Șase de bute. Sunt cam egoiști sau... ambițioși din punct de vedere al carierei. Foarte ambițioși. Iar este o energie care atrage publicul. Dar și creează bani în public, eventual. Așa vin mesajele. Posibil să fie și un contract care îi țin legați. Dar știți cum e? Contractele se pot rupe oricând. Le și place. Le și place. Acum în plus, pentru cei care sau cele care sunteți, am zis, evoluate spiritual și vă văd ca și femeie divină, au obsesie să vină, să vă cucerească. Pentru că apare regele de bute. Sunt foarte atrași. Lacrimi, tradiții, religii, trădări în această dragoste, blocaje. Clarificăm regele de bute. Cinci de monede. Probabil că a fost tăcere. Probabil că a fost o stagnare, probabil că au fost minciuni. A fost fucă de dragoste, șase de cupe. Clarificăm 5 de bute. Dacă a fost tăcere între voi și relația dintre voi a scârțit, asta nu înseamnă că nu e atras sau atrasă de voi. Chiar dacă sunt probleme în relația voastră sau separat de relația voastră, acest personaj este în continuare atras de voi. Clarificăm regele de bute, 5 de monede. Clarificăm 5 de monede. Multe. Nu pot să le iau. 5 de monede, te rog frumos. Roata norocului, vor să schimbe energia. Regele de spade. Probabil că au fost foarte precauți, n-au exprimat ceea ce simt. Au încercat să gândească, să-și gândească, să-și aleagă pașii. Dar simt multă pasiune. Pentru unii dintre voi, poate au ales o relație cu un personaj mai glacial, mai distant și au suferit acolo, s-au simțit singuri, abandonați și vor să schimbe energia, eventual să vină înspre voi să exprime pasiune. Vedeți? Clarificăm asul de monede. Ia uite, asul de monede, patru de bute, steaua și asul de bute.
știu, aveți încredere că acesta este flacăra voastră geamănă pentru unii? Și că veți avea un început și nu doar pasiune, nu doar bucurie, ci și stabilitate? Orice a fost între voi, am senzația pentru că asta e energia voastră față de ei. Da, a apărut, ia uite, regina de cupe. Vindecarea de lacrimi. Echilibrare. Știți că se va face justiție divină la un moment dat? Ia uite, regele de băte față de acest, în relație cu acest personaj. Dacă ei s-au purtat, pentru mine magicianul și regele de băte creează artă în general. În general, chestii care țin de spectacole, de scenă, pentru unii dintre voi. Dar sunt blocaje. Probabil și-a blocat la un moment dat creșterea spirituală sau, repet, familia, tradițiile, eu știu ce au fost parte din blocaje. Dar detașarea emoțională a voastră, a lor, au adus lacrimile. V-ați vindecat de lacrimi? Și aveți încredere că se va face justiție divină. Dar am senzația, pentru că vorbim totuși de ceea ce simțiți voi față de ei. Și apare tot patru de bâte. Da? Și am văzut și regele de bute. Știți că e atracție. Chiar dacă ați mai încercat, probabil în altă parte, chiar dacă ei tot așa au fost într-o relație toxică cu altcineva și încearcă să se elibereze și să-și manifeste alte victorii, posibil și asta. Poate unii dintre ei au o mamă toxică care i-a învățat într-un anume fel. Iar mai vin mesaje. Obsedată de succes, de atenție, există și asta. Care îi influențează în felul în care se manifestă, dar lucrurile trebuie schimbate. Ei știu că dacă v-au părăsit din dorința de a avea succes, de a manifesta abundență, vor să schimbe energia pentru că și-au păstrat pasiunea. Și au venit mesajele. Hai să vedem. În trecut, patru de monede, l-am văzut mai devreme. Personaj care ține de bani. Care nu vrea să se deschidă în prezent. Turnul, e separare între voi, da? Dar ar putea să fie și o trezire. Răsturnarea sau separarea voastră de alte relații colaterale, da? Vedem. Hai să clarificăm patru de monede în trecut. Patru de monede, da? Dorința de a avea bani, mai ales energia masculină, bărbace, da? Și atunci, dorința de a avea bani a fost manifestată prin obsesie pentru carieră, pentru abundență, dar asta vine tot pe influență maternă, într-un fel sau altul. Ori o fi avut o mamă ambițioasă, ori mama le-a zis, măi, trebuie să faci bani, trebuie să ieși în evidență, că da, ță. Interesant. Ia uite, împărăteasa și trei de spade, dar suferă. Patru de monede în trecut. Patru de monede înseamnă și relație karmică pentru mine. Sau o educație, o casă în care nu sunt învățați decât să țină la bani și mai puțin să exprime emoții. Patru de monede. Ia uite, se vindecă. V-ați vindecat. E un soi și de pasivitate. 4 și 4. Acasă. O luptă. Pentru o reconstrucție. Pentru ieșirea din această legătură care dezechilibrează. Pasiunea fizică poate fi manifestată în multe feluri, prin creație. În fine, mai dăm o carte pe patru de spade. Care clarifică patru de monede. Avem o carte. Pentru că avem aici suferință, decepție. Ori ambii ați suferit separat, dar până nu vă curățați sau până nu vă eliberați de bagajele anterioare, manifestați suferință și în relația dintre voi. Ia uite, nouă de monede. Iar apare și aici și judecata.
Da, cine este în această casă? Patru înseamnă casă, ca să știți. Da? O energie foarte... Da, da, încăpățânată, pentru că acasă a fost învățat să nu se implice. Acasă au venit multe... De acasă vin multe suferințe. Multe suferințe. Dar aici este, trebuie să învețe să fie independent. Unul dintre voi poate că... Poate că energia feminină a trebuit să învețe să fie independentă? Să se elibereze de o boală sau de un personaj bolnăvicios sau de restricții sau de reguli. O casă foarte tristă. Și acum, deși văd aici două energii masculine și aici energie feminină, ori unul este independent, manifestă varianta cea mai bună, îmi place expresia, chiar dacă unora nu le place, și celălalt încă e reținut, încă e prea, n-aș spune temperat, închis. Trebuie să se vindece temperanța, trebuie să-și găsească, să comunice, să îndrăznească să comunice cu ungerii săi, protectori. Da, trebuie să se vindece. Poate că e și o boală acasă a cuiva, în fine, voi știți. Dar iar renaștere, tăcere, după o perioadă de tăcere. Dar această perioadă de tăcere aduce o analiză. Se găsește adevărul, pentru că eremitul găsește, caută lumina și găsește lumina. Dar, clarificăm turnul. S-a dorit împăcarea, renașterea, de mult timp. Rămâne de văzut în cât timp se manifestă turnul. Clarificăm turnul în prezent. Clarificăm turnul în prezent. Mai apare împăcare. Cineva vrea să... Unul dintre voi, voi știți, vrea să-și facă curaj ca să vă împăcați șase de cupe. Asta e trezirea cuiva. Eu așa simt. Am spus, energia de aici, cel care se simte în energia sa masculină, interesant și aici este masculin. Da, atrage atenția, dar se simte obsedat de această femeie, legat. E și karma, e și dharma în relația dintre voi, dar trebuie vindecată karma ca să se poată manifesta dharma, înțelegeți? Trebuie vindecată obsesia, adicția, ca să se poată manifesta abundență, pentru cine are urechi de auzit. Și acest personaj vrea să schimbe situația dintre voi. Ia uite. În prezent se va manifesta un nou capitol, abundența asta, dragostea. Dar cu mari conflicte, cu mari lupte, și posibil dintre, aici este turnul, aduce lumină pe toate aceste opțiuni, pe această confuzie. Se va împrăștia, e ca un trăsnet, da? Printre nori, da? Aici sunt nori, aici sunt nori. Ca un trăsnet și se va înțelege, domne, eu de fapt ce vreau? Vreau să mă împac, șase de cupe, cu femeia mea, cu bărbat. Interesant, aici e o femeie, da? Femeie, femeie, și aici e energia masculină, semnul leului sau cineva cu marcaj, poate să fie ascendent, lună, da? Sau într-o anumită poziție, într-un anumit aspect, îi fac foarte pătimași, nu doar pasionali, și pătimași și geloși, da? Ideea e că sunteți puternici împreună. Și nu doar că sunteți puternici, dar vă și înțelegeți. Ia să vedem în viitor. Ups, împăratul și împărăteasa! Hei, ce frumos! Înseamnă că e această transformare, da? Cine are această tendințe adictive, toxice, obsesive, geloase chiar, da? Că sunt din familie, că sunt moștenite pe cale maternă, că au o mamă sau o soție, mama copiilor, foarte geloasă, foarte posesivă. Se va lăsa, sau e atitudinea lor, repet, se va vindeca. Într-o formă sau alta,
Rămâne de văzut. Ah, da, că apare aici steaua vindecare. Se va vindeca, se va transforma această energie. Pentru că bărbatul trebuie să crească în poziția sa de împărat. Dar dacă acest personaj a investit doar în creștere financiară, va trebui să mai vindece ceva. Aici este trezirea. Relația aceasta vindecă. Da, femeia sa divină îi vindecă, îi temperează ego, dorința de a face bani, dorința de a avea control. Da, când vine ea și îl mângâie prin cap, clarificăm împăratul. Dar asta nu înseamnă că e slab. Asta înseamnă că în preajma ei puppy eyes n-are cum să se poarte așa cum se poartă eventual cu alții. Clarificăm împăratul. 4, iar este stabilitate. Dar vedeți ce frumos se uită ce? Se uită așa cu coada ochiului. Nu, eu nu mă uit la tine. No, I'm cool. Da, e răceala asta care trebuie schimbată. Răceala asta în relație, care trebuie schimbată printr-o atitudine pasională, da? Ia uitați cum se uită, da? Către preîmpărăteasă, către acest parteneriat. Posibil. În timp ce vorbesc apare temperanța, da? Vindecarea de gelozie. Ia uite și împărăteasa. Împărăteasa sa. Este și concurență pentru care de a face cu o femeie care este admirată și el este admirat. Da? Și aici este concurența, gelozia. Clarificăm împăratul în viitor. Împăratul și împărăteasa. Chiar unul lângă altul. Ia uitați. Unul lângă altul. El deasupra ei. Hup! Doi de bute. Trebuie să aleagă. Hai să vedem. Se vor face niște planuri, nu doar alegeri și planuri. Probabil iar este distanță. Am vorbit de distanță? Nu mai știu. Parcă am zis ceva. E o distanță. Probabil să fie și relație pe internet sau nu neapărat relație. Eu știu, comunicare. În fine. Ideea e că trebuie să iasă dintr-un tur. Doi de bute pentru împărat. Clarificăm doi de bute pentru împărat. Asta e. Energia masculină trebuie să lase o pasiune veche care stă pe loc, diavolul care stă pe loc, da? Ca să meargă înspre, da? Să meargă șase de bâte, să meargă, iar cavalerul. Vine greu, pentru că e adictivă această energie. Vine greu. Și alte dorințe de a face bani, de a avea succes, la la la. În fine, dar energia masculină ce face? Hai să dăm o carte pe doi de bâte. Ce face? Explicați-mi și mie cum să fac. Să lase în urmă tăcerea? Ca să meargă înspre? Să-și asculte intuiția? Și să meargă înspre femeia pe care o dorește? Ce mai simt? Simt că, eventual, mai dăm o carte. Da, vrea să manifeste, să o ia de la zero. Clar. Împăratul vrea să o ia de la zero. Știe că trebuie să se transforme. Da, ia uite. Știe că trebuie să se transforme, să iasă dintr-un program mental. Asta e noua lume pe care vreau să o manifeste, nou capitol. Renunță eventual la persoanele care l-au legat într-o formă sau alta, l-au, așa, și vrea să meargă iar faetonul și, da, rotițele, da, să schimbe energia, rotițele. Eventual să exprime scuze, poate, dar clar să manifeste un nou capitol, să ia de la zero. Dar ce ascunde acest eremit, această tăcere? Va fi o tăcere între voi? Clarificăm totuși Marea Preoteasă și eremitul. Marea Preoteasă și eremitul. Clarificăm ea. Hai să vedem. Eremitul. Clarificăm eremitul mai bine. Mai întâi clarificăm eremitul.
clarifică mere micul. Eu am ceva de spus, dar aștept. Este încăpățânarea sa, dorința de a avea bani, trebuie reanalizată, reconsiderată. Dacă încă se va manifesta tăcere la un moment dat între voi, chiar dacă acest turn, chiar dacă această trezire, ar putea să fie pentru unii turnul, deci rămâne mesajul pe care am spus, dar mai vine un alt mesaj, separarea de un fost, pentru că văd aici fostă cu care au tot timpul lupte interioare. Cine e aici? Un fost, o fostă. Așa, în continuare, remit înseamnă analiză. Trebuie să-și reconsidere dorința de stabilitate. Da? Trebuie reconsiderată. Clarificăm marea preoteasă. Marea preoteasă a fost clarificată. De, cavalerul de bătăi și 6 de monede. Mare grijă că acest personaj, chiar dacă vrea să fie cu voi, o perioadă, eu am zis pe termen scurt. Până înțelege, am zis, reconsideră noțiunea de stabilitate, de tradiție, de legătură, eu știu de care, stabile, până le gândește, le analizează mai bine, probabil că va veni în secret. Rămâne de văzut dacă oferă reciprocitate sau veți fi în continuare în triunghi amorose. Apare trei. Sunt lacrimi. E contractul ăsta. Nu e de contract. Sunt decepții. Hai să vedem. Totuși am zis că e pe termen scurt. În prezent, puterea. Puterea și puterea. În prezent se manifestă această luptă. Nu știu cât este lupta dintre voi, dar este lupta cuiva, oricum fost cu o fostă, cum zisei mai devreme, ori cu ego-ul său care vrea control, deci are ceva de crescut acest împărat. Pentru că după cum arată cărțile, în viitor va mai manifesta tendințele sale de a domina. De a domina. Cu toată pasiunea, cu toate celelalte calități pe care le-o avea ca om, mare grijă. Hai, clarifică așa semnul de monede să văd dacă este. Apar conflict, am văzut 5 de spade. Sunt persoane invidioase. 6 de monede, te rog frumos, clarifică în viitor. Un pic. 6 de monede. Ar fi să judece. Ar fi să judece altfel, eventual. Deci să-și reanalizeze dorința de stabilitate, de a avea abundența despre care am vorbit mai devreme. Eventual de a fi tradițional, de a se căsători. Că poate căsători, poate nu-i căsători, dar sunt chestiuni care țin de genul ăsta. Dorința sau să-și reanalizeze energia masculină. Cum poate să ofere stabilitate versus cum poate să ofere control. Înțelege? Sunt lucruri, întrebări pe care teoretic ar trebui să-și le pună. Și eventual să vi le pune și unul și altul, pentru că lupta se referă nu doar la luptele lor interioare, ci și ale voastre, într-o formă sau alta. Și marea preoteasă. Dacă a fost o aventură, dacă a fost un triunghi amoros între voi, iar are de gândit și aici, are două lucruri de analizat, cel puțin două subiecte. Și ca să înțeleagă ce se întâmplă între voi, că nu e doar atracție, este mai mult decât atracție, că voi știți că ies flacăra voastră geamănă, voi știți. Și trebuie să ajungă la acest răspuns. Dar pentru asta trebuie să-și asculte intuiția, judecata. Probabil că vor vrea
la un moment dat. Să se împace. Cu persoana care... Voi știți unde sunteți? Care din voi sunteți steaua și marea preoteasă? Care știe? Eu cred că voi sunteți cei care știți. Că între voi este o legătură, altfel de legătură, foarte specială. E interesant. În timp ce vorbesc, apare și 10 de... Nu știu unde să o mai pun. 10 de spade. Durere? Și asul de spade, aici este. După trădare, după durere, după suferință, apare victoria, apare adevărul. Clarificăm puterea și cam asta e. Oh, puterea. Ia uite. Griji, stres. Asul de cupe. În legătură cu această dragoste. Iar, marele preot. Religie, educație, familie, căsătorie, eu știu, și conflictele care vin, care apar între această energie și asul de cupe, dragostea care există între voi. Eventual, e o dragoste acum, că e între voi, dar eu cred că este între voi, da? Mai dăm o carte pe 9 de spade și puterea. Mai dăm o carte. Da. Cu alte cuvinte, lupta pentru putere și pentru control. Dar, am zis, 5 de cupe văd, lacrimi, 9 de spade, lacrimi. 10 de bute și 9 de spade. Vă este greu ambilor astăzi. În prezent vă este greu ambilor. Iar apare 10 de spade și temperanța. Și totuși, cine vrea să o ia de la zero, voi știți care sunteți, faetonul, iar apare și leg de această dorință a regelui de bute. Da? Care o fi, nu contează zodia. Cel care vrea să manifeste o altfel de relație plină de pasiune, da? Trebuie să învețe să se vindece. Asta este viitorul pe scurt, pe termen scurt, să zic. În prezent e o luptă. Asta e în prezent ce faceți acum. Și cu turnul. Turnul e prezentul, viitorul apropiat, eventual mediu. Energia masculină trebuie să se trezească la potențialul său adevărat. Și pentru asta are 3 cărți în viitor care reprezintă spiritualitate și trezire. Deși turnul începe acum să se producă, da? Dar eventual vor veni informații pe cale subtilă. Toate 3 reprezintă informații pe cale subtilă. Înceapă să vadă semnele. Să înțeleagă, de fapt. Da, cam asta e. Sper că v-a plăcut, da? Ia să-mi strâng cărțile clarificatorii în mod special. Și... Să vă aduc aminte că trebuie să vă găsiți poziția, puteți să inversați la un moment dat pozițiile, chiar dacă vorbesc despre voi, poate sunteți voi aici, și să vă selectați informațiile, pentru că nu uitați, o etalare colectivă, generală, și chiar nu vi le pot da pe toate așa în rândură. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, pa, pa! Numărul 3, cei care ați ales aceste de cărți. Cei care ați ales aceste de cărți, aveți ceva de vindecat. Trebuie să aveți răbdare cu temperanța. Să vă vindecați. Aici a apărut ceva. Da, 3 de monede. Interesant. Și 2 de cupe. Să vă reconstruiți, să creșteți spiritual. 2 de cupe, pasiune, vreți? E o împăcare, o împăcare cu judecata după o perioadă de defensivitate, să zic, pasiune, multă atracție,
fizică, dar și emoțională. 6 de cupe, 2 de cupe. Ce mai simt? Poate unii dintre voi aveți deblocat pe cineva cu marcaj puternic, semn de foc, ca să manifestați această nouă atracție, această nouă conexiune. Pentru că totuși sunt 3, da? O relație și încă una. Ar trebui, că tot este post, să faceți, da, să faceți măcar un pic de post, să vă rugați, să lucrați cu îngerii, cu arhanghelii, cu cine vreți voi să lucrați ca să creșteți un pic spiritual și în primul rând să vindecați ceva, să vă echilibrați cupele, emoțiile. Posibil că asta se poate întâmpla și între voi, echilibrul ăsta și vindecare. Ia să vedem. Să mă amestec o dată. Numărul 3. O dată. Situația dintre voi de 2 ori. De 3 ori. 4. De spade vorbeam de vindecare. După o situație dezechilibrată. Văzut și comunicare și distanță. Deci, aici sunteți voi. Ce simt ei față de voi, ce simțiți voi față de ei. Și aici sunt ei. Voi în general. Și voi față de ei. Trecut. Ah, interesant, prezent. Și viitor. Și ce reușiți să faceți în perioada următoare? Viitor de scurtă durată, de mediu, bine, regele de spade, marele preot, o persoană tradițională toată ziua și steaua, op, și regina de cupe, băi, și regina de bătăi. Și o persoană care vindecă, am vorbit de vindecare de la început, da, persoană empatică, blândă, care atrage publicul, poate vindecă, publicul vindecă, eventual și prin calitățile sale artistice, vindecă și prin pasiune. Dar total diferit sunteți. Regele de spade. Reguli, ambi au reguli în cap. Restricții. Nu arată sentimente pe când celălalt arată. Râde, se joacă, îmbrățișează, plânge. Frumos. Unul dintre voi probabil că lucrează cu publicul, dar nu obligatoriu. Vedem, unde sunteți voi? Ciucu, supărați, nu mă plângeți. 5 de cupe, regretați. Unde sunt ei? 5 de bâte. Sunt geloși, au de luptat cu alte persoane, cu concurența. Rămâne de văzut unde sunteți, dacă la sunteți steaua sau dacă sunteți regele de spade. Dar... s-a oprit la rata norocului, dacă asta spune ceva pentru transformare. Opa! Da. Dacă unul dintre voi, energie masculină apare aici, toți numai bărbați, a încercat să manipuleze, ia uite cum s-a răsucit cartea asta, să manipuleze într-o formă sau alta, dar să jongleze, ori cu locul de muncă, cu relațiile karmice, sau are această tendință de a... că e regele de spade și magicianul, probabil are marcaj unul dintre voi în gemeni, în mod special energia masculină. Acesta trebuie să renunțe, să transforme acest fel de a comunica. Poate aici este comunică prea strict, prea puțin, numai despre job. Iar, adică poate nu fi manipulator, musai, dar felul în care comunică e foarte rigid. Nu comunică emoțional, dragii mei. Aici trebuie să transforme. Și trebuie să înțeleagă că simte într-adevăr pasiune și dacă simte pasiune, simte cu un scop față de... Ia uite, simte pasiune față de Marea Preoteasă. Am vorbit mai devreme de Steaua și Regina de Cupe, una și aceeași, da? Și această pasiune, într-adevăr, aduce stres, le aduce stres și vouă și lor. Pentru că... nu știe ce să facă. În fine, dar trebuie să schimbe abordarea. Să se transforme și eventual să schimbe și direcția, nu doar abordarea, dar vedem.
Hai să vedem 5 de cupe. Voi regretați, plângeți, nu mai plângeți. 2 de spade, văz, în timp ce amestec, probabil că e o tăcere, trebuie să alegeți. 5 de cupe, că rog, clarificăm 5 de cupe. 9 de monede. Aici sunteți voi independente, dar dezamăgite. Energii feminine, eventual. N-aveți nevoie de regulă nimănui. Dar am zis o să vă vindecați, pentru că știți, comunicați cu îngerii și o să vă vindecați. Deocamdată aveți nevoie să vă concentrați pe reușitele voastre. Știți că sunt, ia uite, conflicte. Acest personaj foarte strict. Mai. Care probabil că muncește foarte mult, nu zic. O fi având și multe responsabilități. Că e în familie, că familia reprezentând orice, nu doar căsătorie, da? Că e la job. Sunt conflicte, am vorbit de jocuri mentale într-o formă sau alta, sau tăceri, sau invidioși. Sunt. Eventual, influența mentală a cuiva, ar putea să fie și asta, acasă, sau la job, vă afectează relația. Mai dăm o carte pe 9 de monede și 5 de cupe. 9 de monede, 5 de cupe, 9 de monede, care picăm 9 de monede și 5 de cupe. Trebuia să vorbesc când am toate cărțile, nu așa pe rând, dar așa, uneori. Au venit două cărți, împăratul, ups! Și preîmpărăteasa și justiția. Bre! Dar clar, că am zis bine. Mai, totuși, vă pupăm. Acest personaj, ce zodiu o fi, variază. Poate să fie și semn de aer, balanță, în mod special, gemeni, am văzut. Berbec, taur, ca și, eu știu, aspecte pe alte case sau planete pe acolo, dar dorința de a avea control. Da? Și asta vă face pe voi să suferiți. Pentru că voi, pe de-o parte, sunteți independente. Și dacă acest personaj este căsătorit toată ziua, da? Voi sunteți independente, apare acest triunghi amoros. Și dacă sunteți independente și într-o energie înaltă cu steaua și regina de cupe, vă dați seama, măi, nu-i pentru mine, mă, nu e pentru mine. Și totuși, bărbatul ăsta vă dorește. Iau, tot spus. Și am senzația că e foarte determinat să fie cu voi. Bleh. Despre ce vorbeam, diavolul și obsedat de această dragoste. Iar regele de spade. Dacă v-a pus într-un triunghi, voi nu vreți așa ceva, că nu e pentru voi. Dar dragoste probabil și voi simțiți pentru ei și ei simt mai mult așa obsesie, nu-i doar dragoste, obsesie. Ei, geloși. Asta îmi dau seama acum după cărțile cum apar geloși. Geloși de nu se poate. Clarificăm 5 de bute. Energia lor. Bărbați, femei, nu contează. Ia uite, 9 de spade și fac griji, stres, 10 de bute de spade. Da. S-a încercat împăcarea într-un fel sau altul, care o fi încercat judecata după această situație dezechilibrată, după mai multe refuzuri. Ia uite, împărăteasa aici, sunteți voi, zic eu, preîmpărăteasa și împărăteasa. Dar n-a mers împăcarea. Împăcarea asta încă n-a adus rezultatele dorite. Pentru că nu s-a... Pentru că unul e foarte încăpățânat, mă! Mă, clarificam 5 de bute, mai da, pe 9 de spate și 5 de bute, măcar o carte. Ha. Mai dăm o carte, măcar. Ia. Temperanța trebuie să se tempereze, se luptă. Se luptă acest personaj, ori acasă, ori cu ei. Ori cu ei, da. Mai dăm o carte. Trebuie să învețe să se tempereze, să-și calmeze gândul. Au foarte multe gânduri, de-aia vor să fie în control. Nu arată, ei arată reci, cool. Poate nici nu prea vorbăreți. Da? Dar... acest personaj trebuie să învețe să se vindece.
Eventual conștientizează, știe că voi, cu regina de cupe și steaua, dar voi îi vindecați. Dar aici este conflictul. Mai dăm o carte. Iar, 5 de spade. Iar, jocuri mentale, conflicte, gelozii, argumente sau chiar tăceri dureroase. Pentru mine asta reprezintă. Mai dăm o carte, că tot vorbeam de temperanță, chiar de la început. Da, temperanța mai... Eu zic totuși, eu, carte... Nu e gen 7 de monede care precaut. E conștient că trebuie să... Pare. Pare conștient că prost nu e, da? Ia uite ce carte s-a apărut. Am zis, vrea să o ia de la zero pentru că simte că sunteți voi. Împăratul și împărăteasa, iar n-a mai apărut, la numărul 2 eventual, dar în alt format. Vrea să o ia de la zero. Știe că trebuie să-și facă planuri. Își face planuri de viitor. Vrea să simt. Și zice aici, vrea să simtă dragostea. Știți ce melodie îmi vine acum în minte? I wanna know what love is. Știți, e o melodie mai veche. I wanna know what love is. I know you can show me. Asta este, simte că voi le puteți arăta cu regina de cupe, temperanța, steaua, le puteți arăta dragostea. Puf! Și trebuie să-și facă. Acum își fac griji, sunt geloși, eventual știu că trebuie să se lupte, dar să se calmeze un pic, să se vindece, ca să ia de la zero. Eventual este teamă. Dacă voi... Da, mersi frumos. Este și teamă, grijă, gelozie. Dacă voi vreți să vă vindecați de situația care a fost între voi și voi vreți să o luați de la zero cu altcineva, într-o altă direcție, pui, de nu se poate. Ia uite, faetonul, sunt în stare să lase și familia și tot. Pentru că vor, eventual, stabilitate cu voi. Ha. Energia lor acum și energia voastră acum. Acum, ce simt ei față de voi? 3 de bâte vor să vină. N-am zis 2 de bâte, 3 de bâte. Își fac planul să vină. Ia, mai dăm o carte pe 3 de bâte. Încearcă să spere. Încep. Dacă reușesc să-și calmeze gândurile, cele două cărți, și nebunul și temperanța, sunt spirituale. Și aici este o carte spirituală. În ce sens? Învață să aibă credință. Cu alte cuvinte, nu mai manifestă restricțiile din Marele Preot. Parte din lecția lor este și întâlnirea aceasta, trebuie să învețe să aibă credință. O mare diferență între religie și spiritualitate în a urma niște reguli stricte religioase și a avea credință și... Da? Clarificăm pe debute. Te simte față de voi acum. Paletul de bute, vrea să vină să comunice. Regina de cupe și soarele. Speranță, iar 3 de bute, 3 de bute, 10 de cupe. Mai, deci vrea să vină, efectiv vrea să vină. Simte și atracție. Și dacă cineva acasă creează probleme, lupte acasă, nu contează. Și această dragoste, astfel de cupe, da, îi vindecă de niște, de tendința asta de a fi foarte legați de familie, dar e o tendință toxică care a adus, așa, a adus voi, vedeți ce suferință, care a adus suferință, scuzați-mă, da, stai, ce se poate? Asta e. Da. Valetul de bute.
Mă râdem și noi. E bine că pot să râd de greșelile pe care le mai fac. Dar cine stă acum să gândească când vine informațiile? Vin! Ia uite, luptă interioară. Vrea musa. E o ambiție să aibă această dragoste. Se simte legat de casă, de familie, într-o formă sau alta. Conștientizează, cu alte cuvinte, că e prea, prea legat de niște chestiuni. Dar mai dăm o carte pe această putere. Mai dăm o carte. Da, vrea să aibă victorie. Vrea să vă cucerească. Ia uite, regele de bâte. Seamănă un pic, e ceva. Și 5 de cupe, e ceva și din numărul 2. Deci, fără voi se simte abandonat. Așa simt. Voi. Faeton. Voi vreți să mergeți înspre steaua voastră. Asta înseamnă faeton. Vreți să mergeți înspre vindecare. Asta înseamnă steaua. Vindecare. Dar aici este, vedeți, aici ambele reprezintă călătorie și ambele reprezintă 5. Interesant. Vă oglindiți, măi, și avem împăratul și împărăteasa, lateral. Măi, dar ce vă oglindiți. Ideea este că dacă voi sunteți supărați, decepționați, ați plâns și nu mai vreți să plângeți, vreți să vă ridicați, să stați în picioare pentru drepturile voastre și să vă găsiți stabilitatea, cu ei sau fără ei, pentru că puteți să fiți independenți, independente. Aici este o energie foarte tot 5 conflictuală. Apoi aici apare călătoria, speranța și deciziile. Ia să vedem. Clarificăm faetonul. Ce simțiți voi pentru ei acum? Ar putea să... da, vă simțiți trădați, vreți să plecați de aici. Și aici este ăștia. Ăștia care sunt culmea geloziei. 5 de spade, 9 de spade. Cum? Nu se poate! Nu se poate! Să vrei echilibru, vindecare. De ce nu stai aici să te conduc eu? Nu, pentru că sunt împărăteasă. Nu vrei să fii împărăteasa mea? Turnul. Asta e separare. Distanță, într-adevăr, e între voi. Dar distanța a creat și iluzii. Ia uite, faetonul și 10 de cupe. A fost abandon? A fost probleme? Nu v-ați exprimat unul, altul, care o fi? Familia, eventual, emoțiile? Dar voi, eventual, dacă știți că ei au niște probleme, știți că ar trebui să învingă problemele, sentimentul de trădare și de așa ce-o fi, dacă știți că ei au probleme, și să meargă eventual înspre voi sau înspre vindecare într-o formă sau alta, pentru că voi le oferiți vindecare, regina de cupe și stea, da? Și faetonul merge către stea. Cu alte cuvinte, că aleg vindecarea alături de voi, că aleg vindecarea în altă direcție, știți că asta ar trebui să facă. Acum ce faceți voi, am senzația că și voi plecați. Ia, 10 de bâte. Deocamdată. Energii temporare. Și dacă voi vreți să vă eliberați, ce simțiți voi față de ei? Simțiți că v-au trădat, că v-au... Ia, e pasiune, e atracție, dar vă eliberați de acest sentiment. Simțiți că vă leagă, da? Că vă țin legați, că stați pe loc, din cauza că ei doresc controlul. Și vreți să vă eliberați, aveți o nouă perspectivă, vreți să vă eliberați. Să mergeți către, eventual, oameni pasionari, dar nu care vă controlează. Vreți să vă găsiți voi autoritatea. Și dacă ei au ceva de lăsat și de descoperit și de învățat, este și problema lor. Dar hai să vedem totuși, sper că ați înțeles. 4 de bâte în trecut și în prezent apare nebunul, da, 0. Am recunoscut cartea. Este un 0. Clar, unul dintre voi, în mod special 5 de cupe care trăiește această durere, vrea să meargă într-o nouă direcție. Să-și vadă de independența sa, de autoritatea sa, să-și refacă energia sa, meargă lângă oameni mai exuberanți, nu așa rigizi, regele de spade și mare preot. Da? Dacă ei pot să lase în urmă
aceste lucruri și să manifeste regele de bute, e ok, să zic. Ați putea să vă vindecați. Dar deocamdată... Clarificăm 4 de bute în trecut. Între familia cuiva, pentru că e un 4, și exuberanța celuilalt. Am zis, între familie, unul este, nu musai familist, este rigidă, 4 reprezintă și casă, familie, dar și evenimente, da? Creative, distractive. Regina de bâtă, regina de cupe și steaua. Ce manifestați? Ce manifestați? Dacă sunteți flăcări gemene și asta veți descoperi în timp, nu puteți să vă dați seama chiar de prima oară, vă trebuie de multe ori ani de zile. Multe, multe. Ia uite. Vorbeam de relații toxice. Aveți de transformat multe în casă și în acest sentiment de stabilitate, în relațiile cu prietenii, în relațiile care vă fac pe voi fericiți. 4 de bute clarificăm. 4 de bute. Extraordinar. Cavalerul de bute, 8 de spade și îndrăgostiții. Posibil să fie, da, o aventură în afara casei pentru unii dintre voi, așa văd, cu cavalerul de bute. Și această dragoste care a apărut, dragoste, nu e doar aventură, dar pentru unul a apărut aventură, eventual pentru acest personaj a apărut aventură și, pe urmă, a apărut dependența de această legătură. Pentru că această legătură, înțelegeți, inițial, unul dintre voi, poate că ambii ați crezut că e doar o atracție fizică și apoi a apărut atașamentul față de această relație, pentru că v-ați dat seama că este mai mult. Eventual, cel care a evoluat și-a dat seama că e mai mult. Însă, ce mai simt? Iar că vorbeam de tradiții, persoana tradițională are această tendință de a lega, de a fi posesiv, pentru că e foarte gelos. Geloasă, da? Și dacă voi sunteți exuberanți, am zis, steaua, regina de cupe, regina de bâte, atrageți publicul, sunteți mai independenți, independente, celălalt, flacăra voastră geamănă, vă vrea legate de ei. Ce sentiment. De-aia apare decepțiile, de-aia apare suferința, dorința de control, dorința de control. Cu alte cuvinte, a, ești independentă, lasă, că nu o să mai fii, pentru că vreau să fii cu mine, ceva de genul ăsta. Dar, dragile mele, dacă vă încântă o căsătorie doar de dorința de a avea cineva control asupra voastră, e grav. Zero. Sunteți într-un punct zero. Ia să se pună asta la loc.